natura prietena copiilor. Citind îți îmbogățești vocabularul, citind pentru a ne cultiva și a ne îmbogăți cunoștințele. Lectura reprezintă pentru mine o plăcere, un moment de relaxare. Uiți de micile probleme pe care le ai atunci când citești, ți se pare că intri într-o lume magică, plină numai de personaje vesele. Este foarte important să citești de mic copil pentru a învăța mai multe lucruri ce pot fi folosite în viitor. Lectura este o făgăduință ce ne dezvoltă imaginația și gândirea. Lectura citită de mine este povestea unui om leneș de Ion Creangă. Această poveste m-a impresionat prin comportamentul personajului principal. Era un om leneș, iar sătenii au hotărât să-l spânzure pentru a nu mai da pildă de lenevire și altora, precum proverbul leneșul fuge când e vorba de muncă, dar vine cel dintâi când e vorba de mâncare. Hărnicia aduce pâine, lenea sărăcie. Îmi place să citesc o carte în stil tradițional, deoarece îmi place mirosul de carte nouă, ilustrațiile care reprezintă conținutul lecturii și o poți lua cu tine în orice călătorie pe care o faci. Pe cartea online de pe internet nu-mi place să lecturez, deoarece există riscul de a nu fi cartea dorită pe internet, să nu am curent electric și nu mă pot deplasa cu calculatorul unde doresc eu. Lectura citită pe suportul e-reader este magnific, deoarece mă pot deplasa unde doresc, nu-mi îngreunează bagajul și totodată sunt introduse mai multe opere scrise de diferiți autori. Citește, numai citind, mereu creierul tău va deveni un laborator nesfârșit de idei și imaginații. Iubește lectura pentru că nicăieri nu se iubește mai frumos, mai pe înțeles ca în cărți.